piața este foarte plină. Eu consider că nu sunt prețurile foarte mari, mai ales dacă sunt de la producători, pentru că muncesc și ar trebui să cumpărăm de la ei. Murături ce puneți anul ăsta? De toate. Castraveți murați, zarzavaturile de iarnă pentru ciorbe, conopidă murată, gogoșar murați, varză. Toate de la producători din piață. Încercăm să luăm de la producătorii noștri. Văd că ați luat un sac de gogonele pentru murături. Pentru murături, da, sigur că da. Cum merg pregătirile anul ăsta? Așa, în pandemie și val 4. Bine și chiar îmbucurător este că prețurile chiar au mai scăzut în piață. Față de vară și față de când am făcut celelalte murături pentru iarnă. Pentru murături? Da. Cât cumpărați? 20 de kg. Ați negociat ceva la preț? Un pic. Cât? 5 de lei. Și cum merg pregătirile acum așa, în pandemie și val 4? Păi, tocmai fac o mică reducere de timp, să zicem. Îmi pun direct, am cumpărat bidonul, pun varza ca să nu mai vin încă o dată. Am făcut din 2 unu. Ca să nu ieșiți atât de des. Da, să nu ieșim așa de des. Ce pregătiți aici? Vinete pentru coacere? Exact, pentru zancusca și pentru salata de vinete proaspete. Câte kilograme cumpărați? 18. Și ați negociat la cantitatea asta? N-a negociat nimic. Nu negociați? Doamna. N-a negociat, doamna. A, doamna. Nimic. Dar dumneavoastră, dacă dorește clientul? Mai punem în plus la cântar. Negociem. Se negociază, că suntem în piață. La piață merge cu, da, cu prețul negociat. Da, da, toată lumea negociază. Și ce ați mai pregătit pentru iarnă? Castraveți, ardei cu varză și acum a venit rândul gogonelelor. Și aveți vreo rețetă așa, ca să iasă bune? O rețetă obișnuită, nu le pun decât cu sare. Cu sare și cu frunzele adecvate. Da. Și apa fiartă peste ele. Atât. Păi să fie proaspeți, să fie sănătoși. Cu oțet, cu sare, cu zahăr, hrean și mirodenie. Ce mai trebuie? Lăsăm un pic la de stau ei de azi pe mâine și atunci îi așezăm în borcan și aspirină. Până la primăvară avem. Pentru ce folosiți? La ce rețete folosiți varza murată peste iarnă? Peste iarnă, acum fiecare familie are obiceiurile ei, noi o mâncăm doar varză murată ca acritură. Nu prea folosim la sarmale, că nu prea facem sarmale. Cum merge vânzarea anul ăsta? Mai prost decât anul trecut, foarte prost. Anul trecut, gogoșarul în timpul ăsta era 10 lei. Capia era 6-7 lei, capia frumoasă ca asta. Acum 5 lei, 6 lei, 4 lei, gogoșarul 6-7. Dar negociază lumea pentru murăturile de anul ăsta? Unii negociază, unii nu. Depinde de bugetul fiecăruia, domn. Mai a varză, acum conopidă. Da. Și prețurile ați mai lăsat din preț? Da, s-a mai lăsat. La unele da, la unele tot la fel. Cum putem să vindem acum ca să ne dăm toată marfa?